Un accident rutier s-a produs ieri în municipiul Drobeta-Turnu-Severin după ce un șofer nu a oprit la indicatorul stop. În urma evenimentului a rezultat rănirea pasagerului care se afla în mașina care a fost acroșată. Accident rutier la intersecția străzilor Chiselev cu Mareșala Verescu. Evenimentul s-a produs după ce un șofer nu a respectat indicatorul oprirei, iar mașina acestuia s-a lovit cu un autoturism care circula regulamentar. Un bărbat de 53 de ani în municipiul Drobeta Turnu-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chiselev, la intersecția cu strada Mareșala Verescu, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 50 de ani din aceeași localitate. În urma impactului a rezultat rănirea unui pasager din autoturismul condus de bărbatul de 50 de ani, care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii de vătămare corporală din culpă.